mama cu toată inima, că dai recunoști vremea și timpul care s-apropie cu repeziciunea, în care fiecare personal va trebui să ia decizii și hotărâri în felul care să-l aiuteze. Sunt mulți care vremea aceasta le-au scăzut unde lemnul și nu vor putea sub forma aceasta să hotărâri care trebuie să înainteze în planul Domnului. Sunt mulți care se vor încurca, zice Domnul, și vor apuca alte căi care nu vor mai cunoaște ținta la care o ancorat, zice Domnul, odinioară. În vremea aceasta să strigă, chemați-mă cu toată inima, nu te pecuță, unii se cutremură când vine cotul întâlnirii și se zioară în Duhul lor, dar din nou aleargă în scopurile lor, în țintele lor omenești și planurile lor, zice Domnul, și astfel de oameni să încurcă la alergare în vremea care urmează, fiindcă tăvălugul va trece dintr-o parte în alta și mulți sub acest tăvălug nu se vor mai ridica, zice Domnul, și vor cunoaște că n-o prefit vremea de har, vor cunoaște că n-o sta la locul așezării și n-o sta la spas cu ziditorul lor. În vremea aceasta înțelege biserica și adună rândurile, scrinșe, comori care rămân, valori care rămân, zice Domnul, și lucrez odată cu trebuitarea lor, ca să poți să te bucuri de protecția celor care vor avea parte de bucuria stăpânului, zice Domnul, pentru vremea care te așteaptă, ferice de cei ce înțeleg, vai de cei care vremea aceasta judecă și aruncă cuvântul la spate și-și urmează de drumul lor, spunind că s-au săturat să aud astfel de cuvinte. Vine vremea când se va face separarea, vine vremea când se va face discernământ clar în dreptul celui ce slujește și în dreptul celui ce umblă cu vicleșug, celui ce umblă cu păsărnicia. Va înțelege că vremea care vine nu va putea să fie de folos și va ieșua în alergare, zice Domnul, și nu va putea să mai meargă pe cale, pentru că în vremea aceasta n-au pus la inimă cuvintele celui preanalt și au fost oameni ca la cerimice și au urmat vindurile și sfaturile lor. Picuarea minte, zice Domnul, și pune la inimă sfatul ca să te poți bucura tu și casa ta. Și astfel vei înțelege că Domnul rămâne pe viciosul dreptul celui ce slujesc. Amin. Slăvim numele Domnului.